Am cântat și vom zbura spre un cer senin. Va fi oare așa? Dacă vom zbura, va fi fericit de noi și asta pentru vecii vecilor. Dacă nu, va fi vai de noi și tot pentru vecii vecilor. În această seară doresc să privim în Scripturi sub un titlu, Dragoste și Destin. Și aceasta, citindu-vă ceea ce scrie în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Deci destinul urii nu-i viața veșnică. Nu putem vorbi decât de dragoste și un destin etern. Spune 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7, prea iubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Deci ar fi absolut normal ca cei născuți din nou să iubească. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Vă citesc tot de la început despre un dialog, Matei, capitolul 22, versetele 6, învățătorului, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus le-a răspuns, să iubești. Asta e cea mai mare poruncă. Pe Domnul Dumnezeu tău cu întreaga ființă, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, și rețineți expresia, asemenea ei, deci nu-i mai prejos. E a doua doar prin faptul că Dumnezeu e primul și apoi aproapele. Dar iubirea de aceeași esență. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vom întreba și noi, ca și învățătorul legii, și cine e aproapele meu? Cine e? Doamna, soacra, socru, vecinul, mătușa, bunica, musulmanii ăștia care vin, toți se includ la aproapele, începând cu partenerul de viață. El sau ea este primul pe lista aproapelui. Vreau să luăm câteva familii, nu multe, ca exemple pentru a vedea, în a ne cerceta, dacă iubim. Gândindu-ne că dragostea are destin etern, dragostea nu va pieri niciodată, asta e porunca ce rămâne cu noi în viață. Amintindu-ne tot spusele Domnului, suntem în Matei, citesc din capitolul 5, că în înțelepciune, în alte aspecte, nu vom fi noi desăvârșiți, dar în dragoste, ni se cere, voi fiți, dar desăvârșiți. Și ce spune acolo? Nu iubim pe unii și atât. Prieteni, vrăjmași, și știți, uneori când ne pocăim, putem avea vrăjmași chiar din casă, alteori avem vrăjmași din casă, nu de pocăiți ce suntem, de nepocăiți ce suntem, dar porunca supremă rămâne dragostea. Care e cea mai mare poruncă? Să iubești, în sus și în lături. Până în veșnicii și până la marginea pământului, cu extraterești n-avem treabă. Dragii mei, hai să luăm mai întâi o familie cunoscută, dar este un exemplu negativ, Ahab și Izabela. Deschideți Cartea Sfântă la 1 Împărați, capitolul 16. Scrie aici de la versetul 30, Ahab a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât tot ceea ce fuseseră înaintea lui. Acum. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dea la păcatul lui Roboam, rețineți, noi în viața de familie, venim cu pachetul de păcate de la părinți. Cum zice și Ieremia și Petru, noi moștenim de la părinți. Câte ceva, așa, genetic, educațional, dar scrie aici că Ahab, după ce a luat de nevastă pe Izabela, a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Adică efectul pe linia partenerului de viață e mai puternic decât efectul părinților. Că Ahab a moștenit religia închinării la idol prin cei doi viței. Ea a rămas în picioare. Dar nu asta a fost religia de bază în țară.
religia de bază n-a fost de la tata și de la mama, ci de la Doamna. Pentru că vorba lui Samson, când i-a zis dezleagă înghicitoarea, apoi n-am spus-o nici la tata și la mama. Da, dar mie trebuie să mi-o spui. Că știți cum scrie încă de la început, va lăsa pe tată său și pe mamă sa și se lepește de nevastă sa. Și acolo e legătura cea mai strânsă care imprimă adesea religia. Despre familia asta am putea spune că se iubeau. El a făcut o regină, i-a acceptat religia, avea Izabela motive să spună că are un soț bun. Cum îmi spunea o beată femeie, nu-ți mulțumite bărbatul meu că nu mă ascultă. Izabela putea spune pe mine, aha, mă ascultă. Tot ce am cerut, a făcut. Am putea spune că relația între ei era bună, scrie 19:1, comunicarea, Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Mai mult, scrie în capitolul 21 că după ce Nabot n-a vrut să-i dea lui Ahab via, versetul 4, Ahab a intrat în casă trist și mâniat. Fac aici o paranteză scurtă, asta e slăbiciunea bărbaților, trist și mâniat. Uitați-vă și în 20 cu versetul 43, a fost alt episod. Împăratul s-a dus acasă trist și mânios și Izabela știa, iar o păță ceva. Și uite ce nevastă bună am putea spune, pentru că i-a zis, versetul 5, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? V-a mintit cine a mai spus vorba asta către partenerul de viață? Le vom face și lor o vizită îndată. O nevastă bună. Să nu-și vadă bărbatul necăjit, Doamne ferește, mânios. De ce e supărat, drag? Păi am vrut să-mi dea o goră și nu mi-l dă. Pui o mâna pe el. Și știți, a pus la cale cu legea, cu răufăcătorii, cu așa mai departe. E omorât la Nabot și copiii, ca nu cumva moștenitorii să aibă drept la grădină, să intre în patrimoniul statului și să devină grădina regelui. Și a fost nevasta lui până la sfârșitul vieții. Nu veți găsi neînțelegere între aceștia doi. N-ați putea aduce argumente biblice, dovezi, că Ahab nu se iubea cu Izabela. Dar lista lui Ahab cu cei ce iubea mai cuprindea pe câțiva. Știți că s-a înțeles bine cu cuscrul lui, cu Iosafat. L-a poftit în Samaria, i-a pregătit o masă și cuscrul era om pocăit și s-a angajat că merge cu el la război. Cum să nu fie bucuros Ahab, nu? Că Ahab este tipul de bărbat la care dacă nevasta îi face pe plac, și el se poartă frumos cu ea. Am auzit bărbați din așa. Dacă mă ascultă, cu mine n-are treabă. Izabela, la rânduirea tipul de femeie care putea să spună cu Ahab eu duc viață bună, tot ce fac, tot ce zic, face. Pentru mine, schimbă religia în țară. Cuscri de asemenea, Ahab, e om serios, te poți duce la el, numai să nu-l abordezi pe teme de religie. Că odată s-a scăpat Cuscru și a zis, nu mai al proroc. Am unul, dar cu ăla n-am nicio treabă. Dar de ce? Să nu vorbească împăratul așa, îi zice Iosafat. Dar ăla nu-mi procește bine. Că Ahab era, cum spunea Domnul, și păcătoșii iubesc. Dar pe cine? Pe cine iubește și pe ei și atâta tot. Lista cu iubirea aproapelui se încheie aici. Mă vă întreb, la dumneavoastră lista pe cine cuprinde? Nevasta, cuscru și pe cuscra sau vreun altul care e proroc și nu v-a prorocit bine, sau e predicator și nu a predicat cum v-a plăcut, sau... Ahab era prietenos, am putea spune. Știți că a fost un război cu Siria și Ben-Hadad a auzit că împărații lui Israel nu sunt oameni răi. Scrie aici, în 20:31, iată împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Și când a aflat că trăiește, a zis, este fratele meu.
Împăratul Sirii, nicio problemă, s-au plimbat amândoi cu șareta prezidențială. Dar e tot în același episod când a ieșit prorocul înainte, legat la ochi și a zis: Domnul e mâniat pe tine. S-a supărat imediat. Cum se poate? Oameni care la unul zâmbește și la altul răgnește. Da? Exact ce vă spuneam din spusele Domnului. Iubesc pe unii și urăsc pe alții. Observați care a fost relația lui Ahab când era vorba de Ilie. Scrie în capitolul 21, când a trimis Domnul pe proroc înaintea lui, în via lui Nabot, versul 20, m-ai găsit, vrășmașule. Deci nu-l suporta. S-a confesat Obadia lui Ilie și i-a zis: m-a trimis stăpânul meu pe la toate țările să întreb, nu știu unde e. L-a căutat cu Interpolul, că dacă îl găsea, l-ar fi distrus. Numai că i-a spus Domnul când s-au întâlnit: nu te teme, te vei duce înaintea lui și nu va avea ce să-ți facă. Dragii mei, dragoste și destin, care a fost viitorul familiei lui Ahab? 1 Împărați 21, versetul 21, voi aduce norocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, voi face casei tale cum a făcut casele lui Roboam fiul Nebat și casele lui Baeșa, pe care Dumnezeu și despre care a spus că i-a măturat cum se mătură murdăriile până vor pieri. Au mai scăpat careva din fiul lui Ahab. Au pierit, s-a făcut odată o grămadă de 70 de capete din urmașii lor, piramida cruzimii în Israel. Nimeni n-a mai scăpat cu viață. A fost pedepsit, cum a zis Dumnezeu, de Babilon, nu va avea nici fiu, nici nepot. Sau cum scrie în Maleahii, nu va lăsa Domnul nici ramură, nici rădăcină. Ați vrea să vi se piardă neamul? Dacă vreți să vă rămână, învățați să iubiți. Și pe nevastă, dar și pe proroci. Și pe cuscru, dar și pe sărac. Nu se iei grădina. Pentru că altfel vine pedeapsa lui Dumnezeu. Că despre prima poruncă să iubească Ahab pe Dumnezeu, parcă ai fi zis că la întâlnirea aceea de pe munte, când Dumnezeu și-a arătat puterea și Ilie a demonstrat cine-i Dumnezeu, a stat liniștit până la urmă, a văzut lucrările Domnului, dar nu s-a întors la Domnul. Pentru că cine nu iubește pe Dumnezeu, lucrurile sfinte, n-are niciun viitor. M-a sunat odată o soră de prin Franța și zice: frate, așa m-a ajuns distrus. A zis: ce ai făcut până aici în viață? Zic: la ce adunare te duci? Dar nu mă duc la adunare. Zic că e gata, n-ai viitor. Fără Domnul nu există viitor. Da, dar eu m-am iubit cu soțul meu și noi am avut vise. Numai la Paris a fost destinul viselor voastre, la Ierusalim, n-ați avut vreun vis. Încă la cel de sus, acolo ar fi interesant. Dar cum se face când i s-au năruit visele? Zic, dar de ce nu mergi la adunare? Apoi când ne-a supărat cu tare, nepoții de-a lui Ahab, nu din ăștia de sânge, că ăștia n-au scăpat, din ăștia de gen. Dragii mei, dacă vreți să aveți destin frumos, învățați-vă să iubiți. Luăm altă familie. Am spus că a mai rostit cineva cuvinte de genul: de ce ești trist și nu mănânci? 1 Samuel, 1, 2, 3, pe acolo ne prezintă familia lui Elcana și Ana. Era și Penina, cum știți. Versetul 3. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să închine înaintea Domnului să-i aducă jertfe. Omul care era foarte legat de casa Domnului cu toată casa lui. Asta ar fi o dovadă puternică de iubire pentru Domnul și pentru aproapele. Să reușești să-i duci pe ai tăi înaintea Domnului.
Și scrie aici, gândiți-vă la mânia lui Ahab, când se suiau la templu, versetul 6, Penina o înțepa pe Ana deseori ca să o facă să se mânie. A reușit vreodată? Surorul, pe dumneavoastră a reușit cineva să vă mânie? Să beți apă după Ana. Cum se spune în popor, că să-i dobândești calitățile. Era la ea acasă Penina asta, că era mai rar decât o soacră. Încerca să o facă să se mânie, dar n-a putut o face să se mânie. Ba mai mult, Ana ar fi avut motive să nu iubească nici pe Domnul, nici pe aproapele ei, aproapele fiind în cazul ăsta Penina. De ce zic și pe Domnul să nu-l iubească? Finalul versetului 5. Domnul a făcut să stearpă. Și ea putea să spună, Domnul ar putea rezolva problema dacă mi-ar da un copil, nebuna asta n-ar mai putea striga după mine și aș scăpa. Dar Domnul nu intervenea, a lăsat motivul să dureze. Ce să mai vezi? S-a dus la templu, s-a pus să se roage, acolo încă un deștept. Un păstor bătrân care nu mai vedea bine. Nu mai avea simțuri spirituale și zice, ești beat. Cât respect! Și ea săraca tocmai se rugase pentru casa Domnului. Scrie aici, în versetul 11, Doamne, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale. Dar de ce nu zici, Doamne, ia-mi nervii ăștia. Ai voie să fii tristă, dar nu și mânioasă. Tristețea e normală, mânia e păcătoasă. Și uite cum se raportează la Eli, versetul 15. Nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă. Îmi vărsam focul înaintea Domnului. Numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Dar nu să se certe, să se roage. Dragii mei, dacă aveți probleme și cineva vă necăjește, acasă, la servici, vecini, Dumnezeu să vă ajute să iubiți pe toți fără nicio deosebire. Dacă la adunare, știu eu, careva din comitet, numai păstorul, nu cumva să vă judece careva pe fratele Leontin în timp ce eu predic, să-i zboare gândul când discutam aseară fără control, oricine și ce v-ar face, vine într-o zi la comitet o soră în vârstă de vreo 80 de ani, frate, o să-mi dați biletul membral că mă mut din adunarea asta. Dar de ce, soră? Sunt vorbite de rău. Soră, și noi suntem vorbiți, dar noi ne-am hotărât să nu plecăm. Și beata babă zice, atunci nici eu nu mai mă duc. Foarte bine. Dar nu e altă soluție. Noi trebuie să iubim așa cum sunt, cum a spus un bătrân, unuia care a fost proaspăt pusă în slujbă. Zice, măi, de acum trebuie să fii larg la beregat. Dar zice, de ce? Așa mă duc pe la frași și îmi dau să mănânc orice. Zice, nu, trebuie să-i înghiți cu pene cu tot. Dar asta nu numai în slujbă, asta în familie. Unul te necăjește, altul nu te bagă în seamă. Noroc cu bărbatul, dar nu poate bărbatul rezolva toate necazurile. Scrie ce în versetul 8, bărbatul ei zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e setenița asta inima oare? Nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Deci noi putem să punem un pasament pe rană, dar rana numai Dumnezeu poate să o vindece. Dar măcar încât se poate. Fii tu în rolul lui Elcana. Și vezi că cineva ți-a necăjit soțul, copilul, pe vreun altul. Că Scriptura ne învață cu dragostea de frați, iubirea de oameni, pornim de la aproapele, de la nevastă, pe toți să-i cuprindem în această binecuvântată stare. Amin? Dar vă rog să mai rețineți un aspect. Acolo la templu Elcana și Ana mergeau regulat. Și fiii lui Eli, tot regulat, își băgau furculița în jertfa lor. Și ziceau oamenii, poate și eu zis cândva, respectă cerințele Leviticului, lasă carnea să se frigă. Nu, e o carne crudă, dacă nu, iau cu silă. Ce ziceți, ați mai duce jertfe la niște oameni de ăștia? Duci bani să-i duc în Oltenia și în Ucraina și ei își iau 25%
Și nu mă ajunge totul la destinație. Am întâlnit oameni care spun, eu la adunare nu mai mă duc, și nu-s corecți, în familie nu se poate. Am întâlnit pe un om într-un cimitir, spune, frate, salută-mă, nu mă cunoști. Nu te cunosc, frate. Ai fost în casa mea, cum nu mă cunoști? Când? În urmă cu 15 ani. Ei, de atunci am bătrânit cu ochiul tot, nu mai te știu. Dar zic, eu am mai fost la voi în sat la adunare, dar nu te-am văzut. Nu că nu mai mă duc la adunare. Dar de ce? Nu știi că am avut scandal cu unul, și? N-ai putut să locuiești, nici să treci peste. N-ai știut că în rai să intră cu năvală. Se va găsi cineva să stea împotrivă, cineva să te mâne acasă, cineva să te mâne la adunare. Și dacă vrei, am un leac, dragoste și destin. Destin bun. Învață-te să iubești, că veșnicia e a ta. Amin. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău, nu urâ că mori. Nu așa neapărat și în grabă de inimă rea ca Nabal. Dar destinul este același. Nu toți mincinoșii mor în câteva ore ca Anania și Safira. Dar în final vor fi două locații pentru mincinoși sau toți vor fi la oaltă? Spune Apocalipsa foarte clar, 21, 22, și acolo sunt toți mincinoși, o să fie pe aceeași treaptă cu Anania și Safira. Pare mi se că v-am spus, repet pe scurt, întâmplarea asta. S-au pocăit doi oameni, un bărbat și o femeie, la vreo 60 de ani. Păstorul i-a mărturisit împreună, el a zis că așa ca bărbații s-au mâniat, ei au zis așa ca femeile, au bătut din gură și s-au scăpat și au adăugat. Ea zice, și zice, pe mine m-a înșelat unul odată și m-am culcat cu el. Bărbatul, ce-ai făcut? Da, i-au plâns, ce să fac, pot întoarce istoria acum. Ori mai trei vreo 15 ani, a murit și s-a visat un copil de-a lor cu ei, că ar fi vrut să o rugat el să fie la nunta lor. Și tatăl său i-a zis în vis, știu că ai vrut să fii la nunta ta. Știu că ai zis că ne întâlnim la nunta mielului. Cu mamă ta te întâlnești, dar cu mine e mare bai. M-a băgat la un loc cu cicii, nu pot să iubească. Și să ierte. Dragii mei, să nu încercați să vă rugați la Dumnezeu, Doamne, dă-mi, schimbă nevasta în bine, fă socră mea și socrul meu tot să se pocăiască de nota 10, nurorile, cumnații, nepoții, toți, și să vezi, Doamne, ce sfânt o să fac între ei. Ăla o să fiu eu. Știți, zice o vorbă, când vom ajunge cu sfinții în cer va fi glorie, până atunci pe pământ este altă istorie. Ți-ai luat nevasta și v-ați jurat amândoi în ziua anunții, cu emoții, cu mare bucurie. Te iubesc și păstorul ți-a mai zis încă una, până când? Și tu până la moarte. Și când colo îi vezi certați și îl întreb, dragă, dar de dragă ce ții? Nu, așa cum am auzit că mai făcea o șenie, zicea că de dragă îi dă o palmă sau cum vine asta? Și-o întreb, păi ia, tu ai, pe tine a uitat păstorul să te întrebe în ziua anunții dacă iubești. Zice, nu, m-a întrebat, dar mai iubești? Frate, nu mai simt. Dragii mei, trebuie să simți și față de soacra, și față de cine te necăjește. N-are voie nimeni să-ți fure bucuria, să vii acasă tu mâniat, sunt. Nu știe nevasta ce ai? Nu? Stai dovada că nu iubim. Și acum observați destinul. Elcana a trecut peste toate. Nu a fost ușor, cred că i-a părut rău, că a mai luat-o și pe Penina, dar ce să facă, s-o scoată în stradă acum? O continua să vină la adunare, o trecut peste problemele de acolo, peste cele de acasă. Dumnezeu a împlinit cuvântul Anei, Ana a putut să cânte și ascultați destinul pentru cine iubește. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 9, el va păzi pașii preaiubiților lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric.
Domnul va judeca marginile pământului, el va da împăratului său putere, va înălța tăria unsului lui. Vă rog să vă imaginați, pe Ana nu știu câte vreme o mai trăit, dar o trăit, că i-a mai dat Dumnezeu 5 copii. Mergea la templu, nu știu dacă s-a pocăit pe Nina, hai să zicem că s-a pocăit și ea până la urmă, nu știu. La templu și-a văzut de acum copilul. Veni vremea, Eli n-a mai fost, Hofni și Filea se bagă furculița în carne altora, n-a mai fost. Și Dumnezeu a rostit destinul pentru casa lui Eli, le-a spus Dumnezeu prin doi proroci. În casa asta nu voi mai rămânea bărbați. Ce destin! Au omorât peste nu multă vreme Saul într-o zi 80 de preoți. De ce? Destinul. Dumnezeu, se spune, morile lui macină încet, dar macină mărunt de tot. Gândiți-vă, dragii mei, dragostea rodește, dar și ura rodește. Sfințenia rodește, dar și păcatul rodește. Și peste ani se va vedea și se va alege de casa ta, de nepoții tăi, în viitor. Până era Eli, Hofni și Finehas în slujbă, Ana plângând, ce ai fi zis? Asta e amărâtă, nici Dumnezeu nu o ajută. Uite ăștia, toate le-au la îndemână. Dar nu a trecut multă vreme și a intrat Dumnezeu în acțiune și și-a spus cuvântul. Dragii mei, să ne ajute bunul Dumnezeu să iubim. Vă dau alt exemplu puțin diferit, pentru că și situațiile sunt diferite. Deschidem la 1 Împărați, capitolul 3, familia lui Solomon. Scrie aici de la versetul 3, Solomon iubea pe Domnul. Până fă băiat, fă băiat pocăit. Se ținea de obiceiul tatălui său David, numai că, așa ca tineri, întotdeauna trebuie să aducă ceva în plus. Așa mai lumesc, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțime. N-a fost problemă cu el până nu s-a însurat. Problemele au apărut după aceea. Când viața de familie se consumă adevăratele probleme, așa a fost și la Elcana, așa a fost și la Ahab. Întoarcem pagini la capitolul 11. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. Și scrie în finalul versetului 2, de aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. N-a îmbătrânit, versetul 4, nevestele i-au bătut inima, i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a mai fost în totul la Domnului, cum cerea porunca să iubești pe Domnul din toată inima ta. Și iubirea lui Solomon pentru Domnul s-a stins. Dar el a construit templu. N-au fost mulțumite nevestele lui să le facă doar case. Au vrut temple. Și mi se pare că situația asta e oarecum complicat. Pentru că uneori nu știm cum să împărțim iubirea. Solomon a fost pașnic, a avut el ceva dușmănie, numai cu Ieroboam întâi, dar în rest, cu toată lumea s-a împăcat. Nu și-o certa nevestile, cred că nu le-o bătut niciodată. Numai că uneori iubirea asta e ciudată, că diavolul, dacă nu reușește să te bată cu mânia, să te cucerească, să urăști pe cineva, vrea prin iubire să te treagă spre lume. Și Scriptura spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și ce vei face când soția ta îți va spune, auzi, în vara asta ne ducem la mare. Că doar știi că tu ai zis că nu sunt suficient de creolă la piele. Ba știi că și doctorul a zis că am nevoie de ceva raze, de nu știu ce vitamine. Asta este un exemplu.
ar putea, știu eu, câte nu are internetul acum și filmele și câte sunt prietenii, distracții, nu cu supărare, din iubire. Dar am avut Solomon proroc ca tatăl său, David. Natal l-a crescut, el a fost obișnuit cu prorociile, a crescut în casa prorocului. Dar n-am avut proroci. Și-a sistematic, poate s-a lepădat. Nu știu dacă din preoți a îndrăznit cineva să-i spună, Solomon, noi vedem că doar nu era atât de distanța de mare, aici e templul Domnului, acolo ce te-ai apucat să faci? Măi, femeile astea n-am mai răzbit cu ele, nici nu știu care a fost ordinea, care a fost mai ocoșă, cum zic ardelenii, care a fost mai bună de gură și l-a câștigat primul și apoi după ce a făcut la una, apoi cealaltă pe capul lui, apoi numai pe ea o iubești, dar ce, eu nu-s prințesă, nu mai ai prințesă? Și l-au târât, eu din asta înțeleg că nu s-o dus de bună voie. Și culmea, a rezistat până a fost tânăr și când a îmbătrânit, povestea fratele Lavric de la Uihei, din Banat, că într-o zi soția lui s-a dus să viziteze pe soacră sa la spitalul bolnav în Timișoara, s-a întors, n-a ajuns acasă, vede plângând, zice, o muri mamă ta? Zice, nu, dar ne-au luat unul cu mașina de la drumul Sfânt Nicolaul, ne-au să acasă, că Domnul l-a trimis pe un frate în Timișoara, și zice, așa au fost, nu știu, predică, cântarea ce a fost înregistrat la CD-ul ceva, zice, am hotărât să mă pocăiesc. Și el zice, treaba ta că tu ești născută la pocăiesc, dar eu nu mă pocăiesc. 3 luni îmi povestea el personal, a dus-o la biserică, la Elim, în Timișoara. După 3 luni a lăsat-o la biserică, ca de obicei, el a plecat undeva la o piață, sens unic, drum înfundat, drum în lucru, iar ajunge în fața adunării. Asta s-a repetat de 3 ori. Și zice, ăsta e ceva semn, ia să intru și eu în adunare. A intrat, în ziua aceea s-a predat Domnul. Au mers acasă, pe drum, zice, dar ce facem, avem copii mari, 6 copii. Le-au încercat să le vorbească, unii studenți, băieți mari, fete. Dumnezeu a mântuit toată casa. Și când au rost în adunare, au zis, frații, au fost descoperire că Dumnezeu vrea să aducă o familie întreagă, să o mântuiască. Dar ce vreau să spun? Ăștia când s-au pocăit, au dat televizorul afară și când se uită la vecini, pocăiți, bătrâni, antena. Frate, eu l-am scos, mi-a ta l-ai băgat, ce te-o băgat pe abonamentul meu, ce-i asta? Mă, nu eu, baba asta! O prinde pe sora, sora, ți-ai pierdut mintea la bătrâneți? A, nu eu, mă, coptii! Îl prinde pe copilul lor, că era cam de o vârstă, mă, omule, ce le-ai băgat televizor la bătrâni ăștia pe cap? Da, ei au zis că e din pensia lor. Mă, dar acum cine minte? Și îi prinde într-o zi pe toți și dădeau așa din colț în colț, că moșul, că baba, că... Și într-o zi, așa ca între vecini, se duce în grabă, intră în casă să ceară ceva și moșul se uita la un film mai puțin ortodox. Da. Adică diavolul toată viața are o singură treabă. Să distrugă iubirea noastră pentru Domnul sau pentru aproapele. Ori te prea pune să-L iubești pe aproapele care la rândul lui nu-i cu Domnul și te dai după el și uiți de casa Domnului, ori am întâlnit și un caz, era un frate, tare plăcea misiunea. Da, nevasta nu-l prea lăsa, că pe acasă nu prea făcea treabă. Își pregătea hăinuțile și când era la ușă, îl zicea, vezi că mă duc, vin pe atunci. Băi, nu te duc! Eu cu Dumnezeu, tu cu dracu. Asta era vorba lui. Întreb eu, se poate asta? Nu este. Dacă nu reușești să iubești și pe Dumnezeu și pe ceilalți, și cu iubire adevărată, nu cu iubire din aia ce te trage la idol. E puternic testul dragostei. Dragoste și destin. Și-o vorbi Dumnezeului Solomon și i-o zis, Solomone, vezi împărăția asta frumoasă și ți-am dat-o? O rup. Știi cât îi las la băiatul tău? O seminție. Dar nu din pricina ta, al bunicu-s-o. Din pricina lui David. De ce? Inima ta
s-a dus spre alt Dumnezeu. La înțelepciunea lui Solomon, da, a fost dus în eroare. Dragii mei, scrie în 1 Corinteni 7,35 că cine nu-i însurat poate sluji Domnului fără piedici, are un singur legământ. Dar de îndată ce ne-am căsătorit, am văzut pe unul neînsurat că zâmbește. Așa. E avantajat sub acest aspect. A scăpat între noi în seara asta. Dar de îndată ce ne-am căsătorit, problema dragostei de Dumnezeu și de aproapele se complică. Și dacă reușim să o scoatem la bun sfârșit, să rămâi să-L iubești pe Dumnezeu ca Solomon înainte de căsătorie. Și să nu te ducă nici nevasta, nici prieten, nici în Deuteronom, dacă nevasta pe care o iubești ca pe tine sau vreun prieten, te ațâză în taină zicând, hai să slujim altor Dumnezei, dar e nevasta ta, dar... O, Doamne, dă-ne înțelepciune. Dă-ne dragostea aceea care vine de la Duhul Sfânt. Eu mă opresc aici cu exemplele. Am promis că răspund la întrebarea aceea de aseară. Nu uitați, ideea una singură v-am lansat-o. Vă rog, dacă vreți, cercetați-vă, verificați-vă cât de mult îl iubiți pe Dumnezeu. Cu toată puterea? Ca în dragostea din tâi? Aveți pe cineva din rudenii pe care nu-l puteți iubi? Că vă creează probleme? Sau cineva din rudenii vă provoacă la un soi de iubire care vă desprinde de Dumnezeu și de cele sfinte? În dragoste este marele test. Este la Oșorhei acolo un băiat care predică numai de dragoste de vreo 3 ani, am auzit. Și când am fost, a fost o întâlnire cu tinerii și l-au pus să citească un verset. Tot din dragoste a citit ceva. Și când m-am dus în bancă, i-am spus, băi băiete, când te însori, să fii liniștit că tot din dragoste îți va da Dumnezeu test. Tu ți-ai ales materia de examen. Pregătește-te temeinic. Dar când ne-am ales-o, când nu ne-am ales-o, dăm toți examen la capitolul ăsta. Hai să întreb practic. Ți-ai propus să vii la adunare. Și nevastă-ta spune, azi nu te duci la adunare, azi vii cu mine în parc, la plimbare. Ea e puțin mai firească, să nu mai zic că poate are ceva probleme cu nervii. Ce te faci? Ți-ai propus să cânti o cântare la adunare. Și sună soacra. Și spune că alt genere e bun, nu tu. Te necăjești. Mai poți să cânți? Te-ai căsătorit și ai copii. Și sunt mari și băiatul vrea să ia pe o fată care ție nu-ți place. Mai poți să-l iubești? Da, pe noră. Nu-i deloc simplă problemă. De aceea, în final, vă rog, rețineți. Ca să poți să faci față unor asemenea probleme, lipește-te de casa Domnului. Solomon, câtă vreme s-a dedicat pentru templu, a reușit să facă față chiar cu greșelile lui din căsătorie. Elcana și Ana, nedeslipiți de casa Domnului, s-au descurcat. Și aici am observat că vrea diavolul să-i câștige pe mai mulți. Pe fondul supărărilor, pe fondul altor iubiri, îi depărtează încet, încet de adunare. Nu mai frecventează, nu mai aduc jerfe, spun că n-au stare să slujească și când ți-a rupt diavolul familia de adunare, urmează să ți-o distrugă. Dacă vrei să-ți fie salvată familia, am întâlnit pe unul și spun, cum să mă duc la adunare, că-și certat. Dar atunci e mai tare de merg la adunare. Și de cum să mă duc la adunare, că am avut o problemă cu cineva. Auzi, vii aici. Aici Dumnezeu te ascult. Cum, dar și dacă e unul care nu mă bagă în seamă? Nu contează că tu nu te rogi la ăla. Tu te rogi la ăla de sus.
Dar cum să mai participi acolo dacă sunt probleme? Auzi? Acolo se dorește să fie tu și copiii tăi. Cum să-mi dau eu copilul acolo? Da, da. Salvarea este prin legarea familiei de casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu o dragoste sfântă și să vă dea dumneavoastră și casei dumneavoastră un destin etern. Amin. Întrebarea de aseară. Cum să ne luptăm cu gânduri de imoralitate și de gelozie? Astea sunt extremele. Gândul de gelozie e teama că partenerul e imoral și gândul de imoralitate e când ești tu imoral. Adică e un fel de a crede că ispite la tine sau ispite la alălalt. Ispite pot să fie, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie și păcat. Tocmai recent am avut de-a face cu un caz foarte urât de gelozie și ca întotdeauna spun că gelozia e tot atât de vinovată precum curvia, în sensul că ambele macină mintea și sunt o imaginație foarte puternică. Oamenii cuprinși de imoralitate și de gelozie ar fi buni de regizori de film. Cu oricum filmele, scene de astea au. Dacă de cumva vă bate vreun gând de gelozie, să știți că acesta e un duh rău, evident, și trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să vă elibereze. Spunea în cazul acesta o beată soră, dar nu cumva să păcătuiască soțul meu? Măi, tași că soțul tău nu păcătuiește, păcătuiești tu, că-l chinui toată ziua. Nu, frate, eu de teamă pentru el, nu cumva să uite după vreo femeie. Lasă-l, nu-l lega la ochi, că se împiedică. Tu dacă vrei să-l ajuți, fii nevastă bună. Și problema s-a rezolvat și dacă vrei să faci mai mult, roagă-te ca Dumnezeu să-l păzească, atât tot. Că despre imoralitate, asta poate să se nască sub formă de ispită din lipsa unei relații foarte bune între cei doi. Este în jur o provocare permanent. Dragii mei, păstrați o distanță regulamentară față de orice imagine. Păstrați-vă privirea. Vă dau un verset din Iov în încheierea acestui răspuns. Omul acesta a rostit următoarele cuvinte. Versetul 1, făcuse un legământ cu ochii mei. Deci trebuie să fiu foarte categorici. Nu teama că celălalt păcătuiește, trebuie să fie grija noastră. Să nu păcătuiesc eu? Nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Și nu uitați că în vremea aia putea fi poligamie, să vadă o fecioară și să o mai ia. Țineți minte de asta. Nici nu mai vorbim de vreo nevastă. Spune el mai departe. Zice aici versetul 7, de mi-ar fi urmat inima ochii, versetul 9, dacă mi-ar fost amăgită de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproape lui meu, își cere blestem. Și acum versetul 11, aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecător. Și acum versetul 12, un foc care mistuie până la nimicire. Nu vă jucați cu focul ăsta. Exact despre asta scrie Solomon, Proverbe 6. Cine încearcă ochi frumoși, o vorbă de apreciere, o relație online, stau să joacă cu focul. La capitolul acesta, vă cer nu de teama geloziei celuilalt, ci în a ne proteja, în a trăi siguranță. Noi, în a nu ne-a fi afectată relația sfântă cu Domnul, cu familia, vedeți, Dumnezeu ne-a creat în așa fel, putem să avem surori în adunare, poți să ai colegi de serviciu, câtă vreme nu umbli la foc și la scântei, nu ai nicio problemă. Dar când permiți în minte, spunea o soră, făcea școala de șofer și zice, instructorul a pus mâna pe piciorul meu și m-am gândit să nu-l jicnesc și l-am lăsat, așa m-am gândit că poate din neatenție, poate trage mâna. Dar zice, să vezi diavolul, când am mers, o terminat orele, mă bătea gândul că doar nu-i bărbat urât. Și zice, urgent, am zis, dar ce cu gândul, ce caută în mintea mea?
Uite, joacă-te cu un gând din ăsta. Știi că mergi la următoarele ore, diavolul zici că face conexie și spune lui să mai pună mâna o dată pe piciorul tău. Nu, la capitolul acesta, nici o privire, nici o atingere și poți să trăiești 900 de ani și n-ai probleme. Dar dacă te joci cu păcat, umbli la foc, pericolul este major. Dumnezeu să vă păzească gândurile, pentru că cel mai puternic organ sexual e mintea. De aici pleacă toate. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.